S-a vorbit despre cădere, despre ridicare, și voi continua pe linia aceasta, pentru că cred că este atât de important în vremea în care trăim noi, o vreme a sfârșitului. Iar despre această vreme a sfârșitului, spunea Dumnezeu lui Daniel, în vremea aceea mulți vor cădea. În vremea aceea mulți vor cădea. Deci, când ne uităm în istorie, dacă a fi să ne comparăm, cred că noi avem mult mai mari riscuri, suntem într-un pericol mult mai mare decât au fost cei din vechime, indiferent din ce epocă am trăit noi. De aceea, eu voi citi doar versetul 12 din 1 Corinteni, capitolul 10. În care apostolul Pavel are un mesaj el preia istoria poporului Israel, el preia cinci evenimente, cinci păcate din istoria poporului Israel și din Egipt și datorită celor păcate nu a, mai intrat, nu a mai intrat poporul acesta în Canaan. Și atunci e un avertisment, Pavel spunea toate aceste lucruri, apoi au fost, s-au întâmplat ca să ne slujească nouă, drept pilde, au fost aduse pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul veacurilor. Și versetul 12 spune atât de clar, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ia seama să nu cazi. Acesta este titlul mesajului meu scurt de în această seară. Ia seama să nu cazi. A preveni este mai ușor decât să tratezi. A preveni este mai simplu și este mai ieftin decât a trata. Numai marea problemă care este? Că atunci când previi, nu știi dacă boala poate veni, va veni sau nu. Numai când tratezi, ești sigur deja, deja ai durere. Și de aceea oamenii nu prea vor să prevină, pentru că spun ce știu eu. Nu e mai simplu cât costă o pastă de dinți, o periuță de dinți. Costul este foarte mic pentru o lună de zile. Dar cât costă dacă nu le folosești deloc? cât te costă după aceea? Câtă durere, câtă cheltuială, câtă lipsă și câte alte probleme pot apărea. Numai că cineva va spune, nu e nicio problemă dacă săptămâna asta sau dacă ziua asta sau dacă nu deloc sau dacă un timp sau dacă nu sunt chiar atât de disciplinat. Și asta e mare problemă și în privința vieții spirituale. Pentru că atunci când vorbim de a preveni, adică a lua seama să nu caz, să previi să nu caz, mai bine vorbim despre ce trebuie să facem ca să nu cădem. Cum am putea preveni căderea? Ia seama să nu cazi, asta spune Apostolul Pavel. Cine crede că stă în picioare, să se ia seamă să nu cadă. Cinci lucruri simple, pornind de la istoria lui Petru, care ne pot ajuta să prevenim căderea, să fim păziți de cădere. Și în primul rând, ia seamă să nu cazi și ca să nu cazi, în primul rând, nu te ridica mai mult decât trebuie. Nu te ridica mai mult decât trebuie. Căderea, orice cădere este cu atât mai mare cu cât ridicarea dinainte este mai mare. E una să cazi de la un metru, e alta să cazi de la vreo trei metri, e alta să cazi de la o mie de metri. Și vă imaginați că. Pericolul căderii, riscul căderii și consecințele căderii sunt cresc exponențial odată cu înălțimea, adică cu cât ești mai sus, cu atât ești mai în pericol, cu atât consecințele sunt mai mari. Ce înseamnă asta? Să nu te ridici, să nu te ridici niciodată mai mult decât trebuie. Asta înseamnă să lași pe Dumnezeu să te ridice el și niciodată să nu te ridici tu mai mult decât trebuie, pentru că există un risc când te ridici mai mult decât e voia lui Dumnezeu, nu mai ai parte, în primul rând, nu mai ai parte de protecția lui Dumnezeu. Nu mai ai parte de harul lui Dumnezeu, de adăpostul lui Dumnezeu. Nu mai ești sub. smeriți-vă sub mânatarea lui Dumnezeu și la vremea potrivită, El vă va înălța, El vă va ridica. Problema mare este că oamenii vor să se ridice ei. Și când oamenii se ridică ei fără să ridice Dumnezeu, e doar o chestiune de timp. Doar punem ceasul și așteptăm cât va trece până va cădea. Nu se pune problema dacă va cădea, ci doar cât timp va rezista acolo și când va avea loc căderea. Petru a fost chemat de Dumnezeu în seară, la un moment dat, atât s-a ridicat, atât s-a văzut el mai bun decât ceilalți. Atât s-a crezut el mai, mai puternic decât celălalt. S-a spus, uite, aceștia, da, te vor părăsi, dar eu nu. Eu merg cu tine și a început să se ridice, să se vadă mai bun, mai bun decât celălalt. S-a ridicat. Pericolul mândriei, pentru că întotdeauna spune Scriptura ceva, mândria merge înaintea căderii. Și când vorbești de ridicare, când te ridici fără să te ridice Dumnezeu, asta este egal mândrie. Chiar dacă, chiar dacă faci un lucru spiritual, chiar dacă predici, chiar dacă te rogi, chiar dacă postești. Fariseii făceau lucruri spirituale, activități religioase, foarte bune, activitățile în sine. Ei posteau, se rugau, ei dădeau zeciuială, ei trăiau neprihănirea, țineau datinile, țineau scriptura, dar toate cu o doză de mândrie și s-au ridicat spunând, noi suntem cei mai buni din Israel. Îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Și au ieșit de sub protecția lui Dumnezeu. S-au ridicat mult mai mult decât trebuie. Ia seama să nu cazi. Nu te ridica mai mult decât trebuie. Totdeauna smerește-te sub mânătarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ia seama să nu caz, prin urmare, nu îi desprețui pe ceilalți. Nu îi desprețui. Ne spune Biblia despre farisei, ei nu numai că erau mândri, aroganți, credeau cei mai buni, dar ei îi disprețiau pe ceilalți, indiferent cine erau ceilalți, că erau saducheii, că erau irodianii, că era, uh, erau oamenii de rând, că erau romanii, oricine era, ei pe toți îi disprețiau. Pentru toți aveau un cuvânt de spus. Îi disprețiau pe ceilalți. Și Petru, la un moment dat, i-a disprețuit pe ceilalți. Vedeți, când el discută cu Domnul Iisus, nu discută problema până la urmă, e problema mea cu Dumnezeu. Atât. Dar întotdeauna, în ecuația asta a, a vieții noastre, noi întotdeauna îi implicăm și pe alții. Pentru că tu nu te poți ridica dacă nu calci pe cadavrele altora. Tu nu mă poți convinge că ești mai bun decât dacă spui că cel de lângă tine e mai rău. Și atunci, Petru, cum să se asigure că el e cel mai bun decât să spună aceștia 11, da, ei te vor părăsi, dar eu, eu nu. I-a disprețuit pe ceilalți. Și începi să te uiți în stânga, în dreapta, și începi să-ți dai cu părerea despre unul și despre altul. Și nu faci altceva decât îți pregătești propria cădere. Când îi disprețuiești pe alții, când îi vorbești pe alții de rău, când îi critici pe alții, ai dreptate. Adică tu apere adevărul, spui, da, uite, a făcut rău, ce? să vezi ce a făcut. Dar nu uita că există o lege nescrisă. Eu o numesc pedeapsa lui Dumnezeu care vine peste toți acei care vorbesc de rău pe alții, chiar dacă acel rău, adică scot în evidență răul altuia. Când cineva a căzut, când cineva a greșit, când cineva nu este la un anumit standard, eu mă bucur de asta, eu scot în evidență, eu duc mai departe posta și îi disprețuiești pe alții. Și nu uita că cine sapă groapa altuia va cădea singur în ea. Adică, atâta vreme cât îi vorbești pe alții de rău, cât îi disprețuiești pe alții, nu faci altceva decât pregătești terenul pe care vei cădea într-o zi și tu. Nu-i vorbi pe alții de rău, nu spune despre alții ce fac, gândește-te la tine, până la urmă e problema ta și a lui Dumnezeu. Ori, Petru îl văd atât de arrogant, plin de sine, dar totodată și disprețuitor față de ceilalți. Aceștia, da te vor abandona, te vor părăsi, dar eu niciodată. În al treilea rând, ia seama să nu caz, deci nu te încrede prea mult în tine. Nu mai fi așa de sigur pe tine, nu, te, nu spune încrederea în tine, am vorbit deja nu de mult despre lucrul acesta, nu ți spune încrederea în om și tu ești om și când spun nu spune încrederea în om și când Biblia spune blestemat este omul care spune încrederea în om, Asta înseamnă inclusiv în persoana ta. Nu fi atât de sigur. Nu fi atât de încrezător. Nu te încrede prea mult. Pentru că omul este țărână, omul este vulnerabil, omul este schimbător, omul este trecător, omul este fragil. Omul este ca iarba după cum o bate vântul. Vine soarele și nu mai este. Își schimbă versiunea. Azi spune una, mâine spune alta. De aceea nu te încrede prea mult în tine. Și observați când s-a pocăit Petru, și îmi place cum pune Domnul Iisus problema, mă iubești Petru, nu se mai pripește Petru, să, să repete de o mie de ore același lucru. Deja când, când e vorba a treia oară, deja se simte stânjenit, e mâhnit, Doamne, dar tu toate le știi, nici nu vrea să repete, nu se mai încrede atât de mult în el. Doamne, Tu știi asta. Eu nu mai știu, eu am crezut că știu, eu am crezut că pot, eu am crezut că sunt capabil, dar nu mai este așa. Nu te încrede prea mult în tine, dacă vrei să nu cazi. Nu te ține că tu ieși și nu mai este nimeni ca tine și tu, noroc că ai rămas tu în viață, că altfel planeta asta deja era de mult în hău. Așa se comportă unii de parcă pământul mai rezistă încă doar datorită existenței lor, datorită intervențiilor, dacă ei se implică bine, dacă nu, haos total în urmă, prăpădul, eu și după mine, potopul. Oameni care se încred prea mult în ei, care văd prea multă valoare în ei. Al patrulea rând, ia seama să nu caz. și asta înseamnă nu te pripi să faci declarații nu te grăbi să faci declarații, nu te grăbi să deschizi gura, nu te grăbi să spui nici despre tine, nici despre... mai bine mușcă-ți limba! Dacă Petru a ajuns în căderea asta, este și datorită faptului că prea ușor deschidea gura. Întotdeauna era primul. Când Domnul Iisus punea o întrebare, îi întreba pe toți, pe toți cei 12, Petru era primul, le-o lua înaintea tuturor, el nici nu înțelegea de multe ori. Scrie chiar Biblia, nu știa ce vorbește. Erau pe munte, au văzut o experiență deosebită și el spune, Doamne, hai să facem aici trei colibi, să fie una, eu mă ocup eu imediat, la o parte, ca acum, să vezi ce organizez. Ne spune, bine, nici nu știa ce vorbește. Voi vă dați seama cam ce temperament avea Petru să vorbești, să nu știi ce vorbești? Să vorbești doar ca să te bagi în seamă, doar să arăți că tu ești cel mai. Să nu stăpânești subiectul, să nu știi nici măcar despre ce e vorba, dar te bagi și tu în seamă. O, oh, și cât se bagă azi în seamă și habar n-au din nimic din tot ceea ce spun. Nici măcar nu cunosc bine cuvintele pe care le rostesc, nici măcar unii sunt atât de departe de, de noțiuni simple și clare, dar se bagă în seamă în toate. Și. Asta nu e altceva decât pregătești căderea. Îți pregătești căderea, nu te pripi să faci declarații. Sau, repet ceea ce am spus de multe ori, niciodată să nu spui niciodată. Petru asta a spus, Doamne, eu? Niciodată. Adică să ai curajul să-i spui lui Dumnezeu asta. Nu știu dacă noi am înțeles în mod profund ce înseamnă asta. Petru stă de vorbă cu Dumnezeu, cu Isus. El știe cine este Isus. El știe că e Dumnezeu. Vine Dumnezeu și spune, Petru, vei cădea. Doamne, eu. Niciodată. Cum adică să-i să, să negi lui Dumnezeu? Afirmați asta. Îți spune Dumnezeu și tu poți să-l contești pe Dumnezeu. Da, se poate. Că nebunia omului până acolo îl duce. Mândria omului până acolo îl duce. El e mai presus de Dumnezeu. Lasă, Doamne, habar n-ai tu. Ce știi tu și de ce sunt eu în stare? Ce știi tu până unde merge sacrificiul meu, până unde merge voința mea, puterea mea? Ce știi tu, Doamne? Cam asta, cam asta e sensul. Când Dumnezeu îi spune clar, Petru, toți veți cădea. Și nu odată se spune, de mai multe ori se repetă. Și toți au spus pe rând același lucru și Domnul le spunea tot, veți cădea, vă spun adevărat, vă spun că noaptea asta toți veți găsi în un -mi... Nu, eu nu, eu nu, eu nu. Nu ne găsim și noi de multe ori atât de vrednici, atât de puternici, atât de sfinți, atât de credincioși, atât de... Încât să-l contestăm chiar pe Dumnezeu, chiar Cuvântul lui Dumnezeu, să, să ne găsim chiar împotriva lui Dumnezeu și împotriva Scripturii sau Cuvântului Dumnezeu, prin declarațiile noastre. Pentru că ne, atunci când te încrezi în tine, atunci când ai mândria asta în inimă, automat ea trebuie expusă, ea trebuie verbalizată cumva. Și de asta Petru se grăbește să facă declarații. Declarații pompoase, cum. Doamne, eu niciodată nu voi face, eu nici cu niciun chip, ceilalți da, dar eu nu, eu merg cu tine până la moarte și foarte frumos, poezie frumoasă, teorie bună, dar ieftină și n-a durat decât câteva ore. Adevărul acelor afirmații a rămas doar câteva ore în picioare. După câteva ore, totul era praf, și Petru era deja căzut. Acolo unde nu se aștepta, acolo unde nu se gândea, acolo nu l-a crezut, nici măcar pe Dumnezeu nu l-a crezut, când i-a spus Petru, vei cădea. Doamne, nu! Petru, satana va a cerut să vă cearni, eu m-am rugat pentru voi, mă rog pentru voi, da, Doamne, dar Tu nu știi ce puternic sunt eu, tu nu știi eu când pun eu mâna pe sabie, cum le rezolv eu pe toate, când încep eu să vorbesc, când încep eu să tun, să vezi atunci cum o să fie. Ia seama să nu cazi. Al cincilea rând, nu privi căderea ca pe ceva imposibil. Nu, eu niciodată. Cu mine nu se poate întâmpla asta nu privi căderea ca pe ceva imposibil. Ia seama să nu cazi. Pericolul căderii este un pericol general pentru toată lumea. Oricine dintre noi, astfel dar, spunea, vegheați, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ia seama, fi atent, pentru că pericolul căderii este la ușă, E valabil pentru fiecare. Oricât de puternic te crezi, tu poți cădea. Oricât de sfin, sfânt te crezi, tu poți cădea. Oricât de serios, serioasă te crezi, tu poți cădea. Oricât de tare, oricât de inteligent, oricât de experimentat și oricum, și orice adjectiv ai pune tu uh, alături de numele tău dăm voi să spun, căderea nu este imposibilă, din potriva. Căderea poate fi oricând, când mai puțin te aștepți. Când mai puțin te aștepți, poți cădea oricând. Când are aceea pe care noi mai cântăm din când în când la miezul nopții va veni. Deci, suflet, ține-te curat, căci poți cădea oricând. De aceea, ia seama să nu cazi și pentru asta, ține cont de aceste cinci adevăruri care te pot ajuta să previi căderea, nu să o tratezi, înainte. Nu te ridica mai mult decât trebuie. Nu, nu te cocoța și nu fi mai sus. Dacă te ridică Dumnezeu, te pune undeva, te-a ridicat Dumnezeu, te va apăra Dumnezeu dar nu încălca peste cadavre, nu vorbi de pe alții, nu-i disprețui pe ceilalți. Lasă-i pe ceilalți. La judecata lui Dumnezeu, când vei sta înaintea lui Dumnezeu, vei sta doar tu și El. Și tu vei da socoteală doar de faptele tale. Lasă-i pe ceilalți că sunt hrăpăreți, curvari, mincinoși. Tu nu vei răspunde pentru ei. N-ai tu treabă cu ei. N-ai tu treabă cu alții. Nu vei da tu socoteală de ce fac alții tu vei da socoteală doar de ceea ce faci tu, așa când stai înainte lui Dumnezeu, lasă-i pe alții în pace. Adică nu pune pe alții lângă tine și uite, Doamne, cât de alb sunt eu pe lângă toți negri ăștia de lângă mine. Nu călca peste cadavre ca să te poți ridica tu mai sus, să spui, uite, colegii mei cât de păcătoși sunt, uite, italienii cum sunt, uite, ceilalți cum sunt și eu totuși sunt ceva mai bun decât ei. Nu contează dacă ești ceva mai bun. Nu te ridica mai mult decât trebuie, nu-i disprețui pe ceilalți. Nu te încrede prea mult în tine. Nu uita că ești slab, vulnerabil, fragil, ești om, ca atare ești un om slab în fața păcatului, în fața ispitei și fără Dumnezeu nu poți absolut deloc birui. De aceea nu te încrede prea mult în tine, încrede-te în Dumnezeu obișnuiește-te să spui, Doamne, dacă mă vei ajuta, Doamne, Tu toate le știi, eu încerc mă strădui, dar Tu știi, Doamne, Tu poți să mă ajuți. Nu te pripi să faci declarații. Să nu te ia gura pe dinainte, nu te grăbi niciodată. Să începi să spui eu niciodată, eu am văzut, deci deja e o scenă care zi de zi o văd oameni care au spus niciodată, niciodată, niciodată nu te grăbi. Și dacă vei ajunge niciodată să nu faci un lucru, nu te grăbi să spui. Fii acolo și liniștit. Pentru multe lucruri nu-i nevoie de declarații, nu-i nevoie de conferință de presă. Fii liniștit. Ia decizii în inima ta, nu-ți spune încrederea în tine, nu spune eu, ci smerește-te, spune, dacă Domnul mă va ajuta, dacă Domnul va fi cu mine, voi duce crucea până la capăt, voi răbda până la sfârșit. Dacă Domnul mă va ajuta, îl voi, slă, îl voi slăvi, îl voi sluji. Asta trebuie să, să declarăm și să afirmăm noi. Prea multe declarații, prea multe afirmații bazate pe noi. Pe eu. Asta a făcut Petru. Petru n-a spus, Doamne, dacă tu ești cu mine, dacă tu mă ajuți, nu, nu. Eu, eu niciodată nu o să fac ceilalți, da, eu nu, eu nu, și eu, și eu, și eu. Și eu și apoi nu privi căderea ca pe ceva imposibil. Nu spune, imposibil, asta nu se poate. Nu, 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 se poate, nu are cum să se întâmple asta niciodată în viață. Ba da, are cum să se întâmple. Este posibil. Încă se poate întâmpla atât de grav, atât de grabnic, încât nici nu s-a puce cocoșul să cânte, adică nici măcar nu va trece o zi, nici măcar nu va fi mâine, va fi astăzi căderea ta. Nu ni se pare că, da, niciodată nu se va întâmpla, nu știi, asta ne spune Scriptura, nu știți ce va duce ziua de mâine. Nu știți. Credeam și spunea și David, își face și el o analiză, o retrospectivă a vieții și spunea el, lasă mi se clatine piciorul, eram și eu, credeam și eu, mă credeam tare, dar și mulți oameni s-au crezut tari, s-au crezut vulnerabili și apoi și-au dat seama cât de fragili sunt. De aceea, în această seară, mă rog ca Dumnezeu să ne conștientizeze astăzi de pericolul căderii. Să prevenim căderea. Dar, ca să o prevenim, trebuie să nu ne ridicăm mai mult decât trebuie. Când ne ridicăm, să fim siguri că suntem sub mâna lui Dumnezeu. Că în momentul în care faci ceva, te-ai ridicat mai presus de ceilalți, mai presus de Dumnezeu, mai presus decât voia lui Dumnezeu, adică decât ce a permis Dumnezeu, a ieșit de sub binecuvântarea lui Dumnezeu, de sub protecția lui Dumnezeu și căderea va fi. Și cu cât mai mare e înălțimea la care te ridici, cu atât căderea este mai mare. De aceea niciodată nu trebuie să tai din coate să te ridici. Lasă-L pe Dumnezeu să o facă. Lasă-L pe Dumnezeu să te ridice. Pentru că în momentul în care El te ridică, El te și ține acolo sus. Nu-i disprețui pe ceilalți, lasă-i pe ceilalți, fiecare va răspunde de ceea ce face. Nu te încrede prea mult în tine, nu-ți pune încrederea în tine, în inteligența ta, în resursele tale, în nimic din ce ai tu, puneți încrederea doar în Dumnezeu. Nu te pripi să faci declarații. Nu e nevoie de afirmații, eu nu o să fac, eu nu sunt, eu nu voi fi, eu niciodată. Ce spune mai degrabă? Doamne, fii cu mine. În loc de o declarație, mai bine Petru ar fi făcut o rugăciune, să-i fi spus lui Iisus, Doamne, știu că sunt slab, te rog să fii cu mine, nu mă lăsa. Doamne, chiar așa de jos voi cădea, te rog ajută-mă, nu mă lăsa acolo. Mai bine o rugăciune decât declarații din acestea pompoase, dar ieftine și neacoperite de adevăr. Nu privi căderea ca pe ceva imposibil. Poți cădea oricând. Oricine ai fi. În orice moment al veții, când mai puțin te aștepți, poți cădea. Și de aceea trebuie să fii atent mereu, și de aceea trebuie să te rogi mereu, și de aceea trebuie întotdeauna să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Doar El ne poate ajuta să nu cădeam. Amin.